Ai degetul arătător mai lung sau mai scurt decât inelarul? Dacă vrei să afli ce spune chiromanția despre acest lucru, urmărește materialul în continuare. Dacă la mâna dominantă ai degetul arătător mai scurt decât inelarul, asta arată că ești o persoană fermecătoare și foarte atractivă. Ești o fire distractivă și cel mai adesea ești sufletul unei petreceri. Spontaneitatea ți este caracteristică și îți place să-ți asumi riscuri. Când te confrunți cu probleme, nu stai pe gânduri și treci imediat la căutarea de soluții. De obicei îți faci un plan de rezervă sau o soluție alternativă. Ești ambițios și dedicat activității pe care o faci. Dacă ai degetul arătător mai lung decât inelarul la mâna dominantă, ești un lider născut și încrezător în forțele tale. Acționezi cu atenție în orice faci și îți calculezi bine fiecare pas. Nu-ți place să riști și aștepți mai mereu ca celălalt să facă primul pas și în relații și în afaceri. Ai grijă cât de mult îți arăți încrederea în tine, pentru că oamenii te pot percepe drept arogant. Dai sfaturi bune și oamenii așteaptă de la tine răspunsuri corecte. Ești o persoană analitică, orientată spre obiective pe termen lung. Dacă degetul arătător și inelarul sunt egale, ești o fire calmă și echilibrată și iubești acest stil de viață. Ești bine organizat, blând, grijuliu și credincios. Imprimi o atmosferă caldă în grupul în care te afli și ești un bun ascultător. Îți place să ajuți oamenii și să le asculți problemele. Cunoștințele ți încredințează secretele lor. Oamenii cred greșit despre tine că ești docil, pentru că în tine există o minte înflăcărată care poate izbucni brusc dacă ești călcat pe bătătură. Dacă ți-a plăcut, dă un like și abonează-te, distribui acest video pe pagina ta și nu ezita să-mi spui în comentarii dacă la tine este așa. Mulțumesc pentru vizionare!